Mergem acum pe Arena Națională, acolo unde ne așteaptă Ilie Dobre. Te salutăm, Ilie Dobre, ești în direct. Ilie Dobre, comentatorul român care a intrat de 10 ori în cartea recordurilor pentru cel mai lung gol din istorie, în momentul retragerii își amintește cum au fost începuturile carierei sale. Eram în clasa a treia când m-am decis să mă fac comentator sportiv și la mine locuiam într-o regiune pe lângă Drăgășani, între dealuri, și nu era curent electric în comună, era praf, mă rog, era pietruit, nu era asfalt atunci. Și ascultam la un radio, mi-aduc aminte, scria pe el Electronica. Deci era un aparat de radio la un vecin și eram în clasa a treia când am ascultat prima oară transmisiunile și erau două. Le efectuau Ion Ghițulescu și Călin Antonescu, erau de la Ziarul Sportul și nu aveau atunci cei de la radio comentatori și atunci l-au luat pe Călin Antonescu. Și transmiteau alternativ. Și atunci a spus, eu mă fac comentator sportiv. Nu știam că mai ușor devenea ministru decât, dar mai ales până în 89, că erau alte vremuri. Dar spun, eu am fost un tip foarte perseverent și am trecut și prin zid când a fost cazul. Bineînțeles, respectând tot ce este legal și ceea ce este corect, dar am fost foarte ambițios și, în primul rând, am fost foarte pasionat. Deci m-am avut în sânge. Radio România atunci avea o emisiune Fotbal Minut cu Minut, care avea o audiență senzațională, 6-7 milioane de ascultători. Și spun că atunci, la Buzău, când am debutat eu, în noiembrie 1984, m-am dus cu Nicolae Soare, nu m-a anunțat în prealabil că am să comentez tot meciul. Prin minutul 7 a spus, de acum încolo, dragi ascultători, meciul va fi comentat de noul coleg al nostru, Ilie Dobre. Îi urăm un succes. Și m-a avut o emoție așa de puternice. Într-o gabină alăturată era primul secretar al județului Buzău pe atunci, un Vasile Carolică, și acesta era cu tranzistorul în cabină și cu apropiații lui, mă rog, politici. Și sigur că mi-a rămas vocea în aer, cuvintele în aer, emoțiile au fost așa de mari, că dacă știam, dacă mă avertiza Neanicu Soare, cum îi spuneam eu, că era șeful secției de sport, că voi comenta singur și mă lăsa singur, poate că nu erau emoțiile așa de mari, mă pregăteam. Dar mă luam prin surprindere și spun, am avut un trac fantastic și m-am gândit, zic, am dus meciul cu Chiu cu Vai, dar n-am fost eu. Pentru că la următoarea probă, a doua, m-am dus cu Ion Ghițulescu la Brașov. Dacă o ratam pe a doua, nu mai comentam la radio decenii întregi. Meciul de debut a fost sub orice critică, să fiu blând. Credeți cu mine. Credeți că a fost sub orice critică? Eu cred, fiindcă trebuia să fie impecabil. La mine a fost o comisie formată din moștrii sacri ai presei de la acea vreme. Era Ion Chirilă, care este patriarul scriitorii sportive românești. Deci era formidabil. Eftim Ionescu, la unele cunoscute. De la radio era toată floarea, să spunem, comentatorilor din acel timp. Ion Ghițulescu, mai cap discuții despre Ion Ghițulescu, care are un timbru uluitor. Apoi erau Nicolae Soare, dar lui Cilă. A treia probă a fost cu Dan Ștefănescu, un craic de asemenea foarte bun, doctorul din Alexandria. Și spun atunci au fost plus șefii radioului din acea vreme și spun atunci, se analiza la sânge orice expresie, orice cuvânt, nu mai spun de exprimarea corectă din punct de vedere gramatical. Un comentator trebuie să știe foarte bine regulamentul jocului de fotbal și trebuie să studieze foarte mult, să știe exact istoria campionatelor mondiale, campionatelor europene. Trebuie să studieze foarte multă beletristică sportivă și să aibă și ceva nebunie, adică un stol de păsărici trebuie să aibă, fiindcă trebuie să trăiască meciul. Cel care ascultă nu-l vede. De el trebuie să comenteze în așa manieră încât cel care ascultă trebuie să ca și când ar vedea pe teren. Trebuie să trăiască acel comentator orice fază, trebuie să transmită nuanțat, adică într-un moment când mingea este undeva la centrul terenului, trebuie să comenteze într-un fel și cu cât mingea se apropie de poarta adversă, trebuie să gradeze și trebuie să ia foc în momentul în care se înscrie. Asta a fost principiul meu. Deci ai auzit, Ionuț, trebuie să ai o anumită da. Trebuie să fie gradual. Da. După care te apropii de poartă, ușor, ușor ridici vocea. Sigur. Și până e foc. Să vorbești mai repede. Dacă e gol. Sau un șut în bară, știu eu, da. Sigur trebuie să accelerezi, adică, dar trebuie să te ții de minge. Și dacă este bară, domnul Dobre, cum faci? Șut în bară, da, zici. Dar tot entuziast. Pentru că e important, e o fază importantă pentru oricine trebuie transmisă. Da, numai zeița furtuna, cum îmi place mie să zic. Deci a fost de partea unei echipe sau alteia. Vă spun, cel mai dificil este pentru un comentator sportiv, mai ales de radio, este să transmite exact circulația mingii. Cine poate să se țină de circulația mingii, să spună și ceea ce este esențial despre joc, că trebuie să știe, să creeze o imagine. Dar atunci când este cazul. Mă refer la un comentator care trebuie să fie sportiv, care trebuie să fie exact comentatorul sportiv pe care îl așteaptă milioane de ascultători
ai transmisiunilor. Știu că sună ca un clișeu și, în general, oamenii de presă tot lucrează cu astfel de clișeu, în general, în presa sportivă mai degrabă, că se încheie o epocă. Dar chiar cred că se încheie o epocă cu Ilie Dobre. Simțiți că mai există un viitor pentru comentatorul sportiv de radio la fel de interesant, de antrenant? Credeți că mai are aceeași motivație pe care o aveați dumneavoastră în anii 80? Știu, nu pot să răspund la această întrebare, fiindcă, vă spun, constat cu surprindere că generația tânără are parcă, din punctul meu de vedere, prea puțină pasiune pentru profesia de comentator, de a comenta. Adică, eu în locul un comentator tânăr, nu mă refer numai la radio și la televiziune. Aș avea o ambiție teribilă ca să fiu performant, să fiu la maximum. Or, nu este asta peste tot, din păcate. Nu cred că mai este un comentator sportiv astăzi care să dea probe singur la acoperișul stadionilor vreme de 7-8 ani. Povestiți-mi cum era atunci, cum adică dădeați probe singuri pe acoperișul unui stadion. Îmi luam un magnetofon Uher și urcam din pe acoperiș, fiindcă acolo nu mă vedea nimeni, fiindcă stadionul erau pline, nu erau ca acum să fluiere vântul prin tribune. Nu, atunci erau pline și atunci trebuia să urc și acolo bătea vântul. Sigur că magnetofonul acela, care era foarte greu, foarte dificil, avea membrana care avea, deci, vibrații. Și nu puteai, deci să stric automat ce făceam, inutil, dar eu învățam, întotdeauna învățam că eram foarte ambițios, adică, spune, erau alte vremuri. Atunci, dacă spun Domozină, Nicolae Segoșan, Ghițulescu, Dan Ștefănescu, ne comentau impecabil, fără eroare, fără ezitare, fără nimic. Deci nu se observa absolut nimic. Totul era fluent, o fluență, o dicție perfectă, o spun. Și trăiau meciul, deci era altceva. Erau fotbaliști, erau echipe, erau altă performanță, condițiile erau altele, evident că trăim mai degrabă cu imaginile de atunci, cu niște rezultate fantastice. Acum, Ionuț, parcă am început să trăim din amintiri. Domnul Dobre, știu că probabil este foarte greu să țineți o evidență clară a tuturor meciurilor pe care le-ați comentat. Știu că sunteți în același timp și un iubitor de statistici. La ora actuală am 1709 transmisiuni directe la radio, ceea ce mi se pare o performanță. Cu siguranță că așa e. Și duminica viitoare, când am să comentez ultimul meci, FCSB Fosa Steaua cu Dunărea Călăraș, este meciul cu numărul 1710. Dar mă retrag, fiindcă eu am principii. Deci am peste 40 de ani de prezență pe undele radio România Actualități. Consider că a venit sosit ceasul retragerii și atunci trebuie să fiu corect cu mine. Dacă aș sta încă o zi în plus, aș avea senzația că stau pe locul unui corect tânăr. Și nu este corect. Chiar dacă deci, mă retrag acum, mă retrag peste 5 ani, peste 10 ani, peste 7 ani, deci acel ceas tot vine. Prin urmare, dacă vreau să mai comentez, am să mai comentez pe un alt post, la un alt nivel. Vă înțeleg punctul de vedere, dar trăim într-o perioadă în care luptăm împotriva discriminării de orice fel de formă. Până la urmă nu contează doar calitatea comentariului și nu vârsta ar trebui să comenteze, cum adică ocup locul unui tânăr. Tânărul trebuie să dovedească că e capabil. Da, e corect. Are loc să crească în radio, au loc destul să crească în performanță. Știi, aici ce spuneți e cu dus întors. Eu trebuie să respect în viață principiile. Nu știu dacă va mai veni un alt comentator care să fie să semene cu Ilie Dobre, dar în general știți că oamenii nu seamănă. Și în general există diversitate astăzi. Sigur că eu aș putea să comentez probabil, sau știu, pe la bat în lemn, la 100 de ani. Dar nu este cazul. Nu este cazul. Eu cred că sunt totuși 3 decenii și jumătate de când comentez în continuu. Haideți să facem un joc. Presupunând că duminica viitoare aveți ultimul dumneavoastră meci de comentat la Radio România Actualități și că în locul dumneavoastră va veni un tânăr pe care probabil îl vedem acolo și care ne privește. Da. Aș vrea să îi transmiteți ceva lui și tuturor celor care poate și-ar dori acest scaun pe care stă acum Ilie Dobre, un scaun pe care îl ocupați de aproape 40 de ani și care și-ar dori, într-adevăr, faima de care s-a bucurat Ilie Dobre. Să fie extrem de ambițios și să o ia de la punctul zero, să se documenteze foarte bine, să pună tot sufletul când transmite, să străduiască să fie în consonanță cu, așa cum am spus, cu circulația mingii, de să fie pe fază și atunci ajunge, poate și depăși. Ca să fie un comentator care să respecte, eu cred că trebuie să și scrie foarte mult. Nu să scrie 40 ceva de cărți am publicat eu, dar trebuie să și scrie, fiindcă aici, cum să spun eu, se leagă unele cu altele.